zice Domnul. Și iarăși zic, bucurați-vă de clipele acestea. Prețuiți momentele acestea, zice Domnul. Pentru că iată vin vremuri grele, foarte grele, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru poporul meu, menadiote priot, iată s-au uneltit planuri mari împotriva poporului meu, zice Domnul. Și am să îngădui pe întreg pământul, zice Domnul, să vină o încercare mare, menadiote priot, pentru că grăbesc venirea mea. De aceea săliți, zice Domnul, pe cei din corturile voastre să mă caute pe mine, să încheie legământ cu mine, zice Domnul, pentru că iată, vin vremuri grele și dacă în vremea aceasta de pace stau nepăsător, zice Domnul, în vremurile acelea de strâmtorare nu mă vor mai putea căuta, zice Domnul, și va fi greu pentru ei. De aceea, menadiote praidiot, ia seama, popor de legământ, la glasul meu, zice Domnul, pentru că foarte scurtă este vremea când se va dezlănțui, zice Domnul, acest lucru, menadiote praidiot, și atunci, menadiote praidiot, veți rămâne cu ceea ce a strâns, zice Domnul, menadiote praidiot, idiote priot, în vreme de pace, ca mena volmena idiot, lăsați pământul, zice Domnul, și lucrurile de pe pământ, și mentala idiote braiot, și cugetați la lucrurile de sus, strângeți-vă comori în ceruri, zice Domnul, pentru că acolo nu le sapă hoții și nu le mănâncă moliile, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și nu veți pierde nimica dacă veți strânge comori în continuare pe pământul acesta. Aici, menadiote praidiot, vine ziua când veți pierde totul, menadiote praidiot, și ziua aceea nu-i departe, menadiote priot, pentru că grăbesc venirea mea. Eu sunt gata să apar pe nor de slavă, și menadiote glaidiot, nu știți clipa, zice Domnul. Dar iată, menadiote priot, v-am lăsat semne, și menadiote praidiot, care prevestez venirea mea, și mentalaidiote priot, cel ce este sfânt, menadiote priot, și menadiote glaidiot, vine vremea când se sfințește în continuare, iar cel ce este păcătos, vine vremea când va trăi în continuare în păcat, pentru că harul se va lua, zice Domnul, și scurtă, foarte scurtă este vremea, și am strigat atât de ori, jementa la idiote braiot, dar poporul meu nu ia seama. Iată vine ziua și clipa, zice Domnul, când îl va prinde nepregătit, menadiote priot, și în starea în care va prinde, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, în aceea vor rămâne. De aceea, popor de legământ, astăzi este clipa, și menadiote priot, prețuiți-o, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, și o să vedeți, menadiote braiot, că eu vă voi ocroti în ziua aceea de necaz. Iisus Hristos este Domnul, care s-a coborât în trup să vorbească și să vă descopere lucrul acesta, pentru că eu descoper toate lucrurile poporului meu, zice Domnul, numai să stea la îndemâna mea. Iisus Hristos este Domnul. Amin.